Inovatoare și independentă, întruchipe spiritul tipic al pionieratului, senzații vii, aventuri și autodezvoltare, aceasta este ceea ce te străduiești cel mai mult, ești un lider născut, iar sub conducerea ta, lucrurile merg în special mai repede. Dotată cu abilități organizaționale excelente, ești mereu în prim plan. Chiar dacă formal nu ești responsabilă pentru afacere, e o parte din responsabilități și conduci acolo unde poți. Uneori, un temperament asertiv poate afecta modul în care acționezi, dar ești extrem de încrezătoare în tine însăți și gestionezi oamenii atât de ușor încât ceilalți îți recunosc automat autoritatea. Te distingi printr-o abilitate dezvoltată de a provoca reacții emoționale la ceilalți. Acest lucru se datorează în principal faptului că atitudinea ta față de ceva, odată formată, rămâne neschimbată pe viață. Ca urmare a acesteia ai tendința să respingi toate posibilitățile unei soluții de compromis. În orice situație, rămâi tu însăți și este foarte dificil sau chiar imposibil pentru tine să porți o mască specială pentru a apărea în societate sau pentru a face ceva care să mulțumească pe alții. Poziția ta de viață este adesea exprimată prin atitudinea, iată-mă, îți place sau nu. Semnul tău zodiacal aparține constelației Săgetător. Semnul zodiacal Săgetător este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități: onestitate, inconstanță, lipsă de tact. Ești energică, iubești natura, ai o sete mare de independență spirituală. Viața ta este afectată de maestosul și spiritualul Jupiter. Această planetă îți oferă noroc și bunătate, energie și generozitate, dar nu fără gropi aici, sinceritatea și ambiția ta pot fi echilibrate de frivolitate, o tendință de a-ți asuma riscuri. Generozitatea și complianța pot ajunge în motivație și neglijență excesivă, iar vitalitatea ta poate fi dispersată datorită mișcării în toate direcțiile simultan. Conștientă de numeroasele tale abilități și virtuți, poți fi lovită de vanitate și aroganță, care, la rândul lor, pot duce la dezvoltarea ipocriziei și a pasiunii pentru plăcerile vicioase. Ar trebui să te bazezi pe spiritualitatea ta deosebită, evitând complexele napoleoniene și disprețul față de ceilalți. Iubirea de divertisment și senzualitatea dezvoltată te poate duce la diverse tipuri de dependențe. Ești plină de bunăvoință, dar un aventurier etern, generoasă și în același timp ambițioasă. Jupiter, patronul tău ceresc, îți dăruiește cu generozitate o spiritualitate dezvoltată și vigilență pentru bogăția materială, dorința de a te dezvolta și dorința arzătoare de a primi recunoașterea tuturor virtuților tale. Nu este surprinzător faptul că atât de multe trăsături izbitoare intră în conflict, formând o personalitate extrem de interesantă, dar destul de complexă. Așadar, fiind o persoană maestosă și elegantă, ar trebui să-ți asculți impulsurile generoase, dar nu să-ți diminuezi motivația. Trebuie să dai frâul liber sociabilității și prieteniei, fără să ajungi în ipocrizie, să te bucuri de impulsivitate, dar să-ți controlezi acțiunile și consecințele lor. Deoarece Jupiter gestionează cele mai profunde programe ale psihicului tău, adesea este dificil pentru tine să separi influențele externe de caracteristicile inerente ale personalității tale. Ar fi minunat să poți stabili în convingerea ta că orice schimbare este posibilă din interior și că mereu vei avea suficientă forță pentru asta. Guvernatorul tău astral este Jupiter. De la acesta tu primești pasiunea pentru tot ceea ce este prestigios, succesul în învățarea limbilor străine, interesul pentru ceea ce s-a întâmplat de multă timp, pentru istorie și filozofie, pentru cunoașterea omului și psihologie. Jupiter este patronul pentru profesorii universitari, agenții de turism și al agenților matrimoniali. Planeta ta în exil este Mercur. Lui Mercur îi poți mulțumi pentru percepția numai a informațiilor care sunt în concordanță cu convingerile tale, precum și pentru lipsa ta de obiectivitate. Ești ambițioasă și intenționată, ai calități de conducere, ești un organizator excelent, manager talentat, gravitezi spre implementarea profesională. Școala o primești ca o educație strălucitoare. Rareori ești de acord să te dedici familiei, vieții. Îți direcționezi energia acolo unde este posibil. Mai mult, statutul tău oficial și poziția ta nu contează. Ești un lider prin definiție. Pentru tine, răspunsul la întrebarea cine este responsabil de familie, compania de prieteni, grupuri sociale etc., este destul de evident că nu tu. Capacitatea ta de a depăși dificultățile provoacă o admirație sinceră. Abilitatea de a te salva în diverse necazuri și lupta constantă pentru un loc sub soare face cu atât mai mult impresia unei părți integrante a soartei tale, astfel încât nu-ți poți imagina viața într-un mediu calm, fără nicio provocare sau protest. Viața ta este ca o luptă continuă, în care trupele energiei tale se ciocnesc în permanență cu forțele vicisitudinilor soartei și ies în mod constant victorioase. Acest lucru nu înseamnă însă că nu vei eșua niciodată. Există înfrângeri și poți suferi profund și sincer în acest sens, uneori chiar gândindu-te serios să renunți. Dar nu renunți. Spiritul tău rămâne întotdeauna invincibil. Acest fapt oferă triumfurilor tale un sens cu adevărat profund, dovedind că uneori chiar și cele mai fantastice victorii nu sunt doar rezultatul eroismului orb, ci sunt într-un fel predeterminate ție. În ciuda abundenței de dificultăți pe care soarta le pregătește pentru tine, necazurile tale nu se termină acolo. Cea mai dificilă bătălie cu care trebuie să te confrunți este o luptă cu tine însăți, la un nivel interior profund. De exemplu, poți fi supusă unor apatii, epuizându-ți rezervele de energie, copleșindu-ți puterile spirituale și rezistând încercărilor de a le alunga. Sau, dimpotrivă, poți trece brusc prin valuri de emoții puternice, uneori chiar agresive, manifestându-se sub forma unui fel de experiențe personale. Desigur, nu poți fi învinuită de o emoționalitate excesivă în astfel de momente, deoarece toate costurile negative sunt un semn al luptei tale cu forțele întunecate ale sufletului tău. Cei apropiați suferă, de regulă prin simpatie, dar desigur, această simpatie dispare dacă începi să-ți reverși emoțiile negative către exterior. Fiind o natură foarte entuziastă, nesofisticată, care îi enervează întotdeauna pe cei care sunt lângă tine, ești într-adevăr capabilă să aranjezi un test serios al răbdării prietenilor tăi. În ciuda acestui fapt, viața ar fi fost mult mai plictisitoare fără tine. Faptul că mergi de obicei singură, într-un mod unic, atrage adesea tineri care sunt gata să vadă un fel de halo romantic în jurul tău. Desigur, nu ești responsabilă directă de imitarea ta din partea tinerilor, dar dacă, de exemplu, trebuie să comunici direct cu copiii, atunci merită să te gândești cum să-ți reții cumva manifestările emoționale. Simți o mare nevoie de ușurință în comunicare cu ceilalți, dar, în același timp, nu poți suporta absolut deloc falsitatea. Simțul propriului umor este mai ales ironic sau chiar batejocoritor. Cea mai naturală expresie facială pentru tine este seriozitatea completă, făcând clară dorința ta de a rămâne la distanță de restul lumii. Te distingi față de alții nativi din săgetători prin astfel de trăsături speciale, ești inteligentă, cu o natură filozofică, simplă, feminină. În relațiile cu bărbații, nu tolerezi patriarhia. Ești obișnuită și accepti doar să fii în condiții egale cu un partener. Nu ți este frică să iei inițiativa și să iei chestiunile în propriile tale mâini. Pentru a fi cucerită inima ta, nu poți lupta decât bărbați strălucitori și carismatici, în niciun caz inferior ție. Un candidat pentru inima și mâna ta trebuie să fie capabil să creeze împreună cu tine un cuplu demn. Cum afectează data de 19 decembrie soarta ta? Suficientă și curajoasă, cu capacitatea de a urmări clar calea de viață aleasă, ai o impulsivitate incredibilă. Ardoarea și determinarea ta te conduce în toate sferele vieții, iar curajul și energia îți permit să obții rezultatul dorit. Uneori îi enervezi și îi deprinzi pe alții, dar acești factori nu afectează schimbarea comportamentului tău. Uneori, energia ta se învecinează cu nerăbdarea, forțându-te să te oprești în drumul către țelul tău. Uneori, aceste lucruri se întâmplă când obiectivul este foarte aproape și rămâne să faci ultimul pas. Cu toate acestea, distrugerea unui vis este imediat înlocuită cu altul, și din nou te avânți în realizarea rezultatului. Este necesar să-ți dezvolți rezistența. Acest lucru va contribui la obținerea tuturor rezultatelor planificate, iar visele realizate vor aduce rezultatele așteptate, abundență și prosperitate. Poți obține cele mai înalte realizări financiare. Ai un sentiment incredibil de rentabilitate pentru orice afacere pe care o întreprinzi. În căutarea averii materiale, poți pune familia și prietenii pe locul 2 și chiar pe ultimul loc în general. Dependența de singurătate este semnul tău distinctiv. Orice dificultate ți este supusă. Poți face față cu ușurință tuturor barierelor și problemelor întâlnite în calea ta. Ești înzestrată cu resurse și vitalitate persistentă. Adevărată luptătoare pentru fericirea ta, întreaga ta viață pare a fi un câmp de luptă, și în această luptă nu există loc pentru concurenți. Eșecurile te pot doar tempera, și dacă s-a întâmplat o cădere, pentru tine este doar o șansă de răgaz. Toate înfrângerile sunt percepute ca antrenamente înainte de un nou început. Perseverența ta poate fi cu adevărat invidiată. Decisivitatea caracterului și încrederea în propriile abilități te face uneori să-ți duci viața în confruntare cu lumea. Pentru tine nu există niciun concept de oboseală. În continuă mișcare, nu uiți să te bucuri în fiecare nouă zi. Ești foarte veselă și pozitivă, le oferi sentimentul de fericire tuturor celor din jur. Dragoste și compatibilitate. Pasională, ești în același timp tulburător de insuportabilă și experimentezi răbdarea unui partener de fiecare dată, dar viața ar fi plictisitoare și monotonă fără tine. Lei și berbecul sunt cea mai potrivită pereche pentru tine, dacă uniunea are loc înainte de vârsta de 28 de ani. Veți putea coexista în condiții egale, fără a vă suprima libertatea reciprocă. În astfel de uniuni nu există loc pentru gelozie, împreună veți forma un tandem puternic, inspirându-vă reciproc pentru noi realizări. După vârsta de 30 de ani, singura opțiune viabilă pentru tine rămâne un săgetător. El va accepta cu ușurință comportamentul tău extravagant, îți va oferi completa libertate pentru că o cere și el, și cel mai important, îți va respecta cu sfințenie spațiul tău personal, pentru că și el are nevoie de același lucru. Singura condiție însă este ca partenerul săgetător să fie mai în vârstă ca tine, și de preferat la a doua căsătorie. Cu pești și fecioara îți poți arăta calitățile de conducere jucând prima vioară dintr-o relație. Scorpionului este greu să te înțeleagă, din cauza dorinței lui de a fi întotdeauna cel mai bun din toate. Balanța și Capricornul nu vor putea înțelege dorința ta constantă de schimbare și pofta de aventură, astfel încât o astfel de relație, cel mai probabil, nu va fi armonioasă. În dragoste o opțiune ideală este vărsătorul, dar este bine să-l păstrezi în zona de iubit. Sub același acoperiș vei exploda deseori din cauza lipsei de chibzuință, cheltuielilor excesive și răcerii așternute odată cu praful pe actul de căsătorie. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Ești un inovator. Personalitatea ta independentă gravitează până la descoperiri. Nu ți stă frică să-ți asumi riscuri pentru a explora noi terenuri, sfere, direcții. Pentru tine, autodezvoltarea vine în primul plan în viață. Mai mult, obiectivele sunt atinse prin fior. Pofta de aventură este un semn distinctiv al tău. Ești un lider prin natură. Te străduiești să fii prima, cea mai bună. Pentru aceasta, ești capabilă de multe. Personalitatea ambițioasă, cheltui multe forțe și resurse pentru atingerea obiectivelor. Recompensa materială este importantă pentru tine, dar nu primordială. Valoarea recunoașterii și statutul sunt mult mai de valoare pentru tine. Ca specialist ești apreciată pentru capacitatea ta de a depăși dificultățile. Faci repede carieră. În acest sens, ești ajutată de competențele profesionale, de capacitatea de a-ți asuma responsabilitatea pentru cauză. Tu încerci să conduci. Dacă postul de manager este ocupat fără speranță, poți deveni un lider social, un lider informal și un curator de proiecte. Sănătate și boli. Ești predispusă la probleme psihologice, deoarece energia ta este prea turbulentă. Este foarte important în acest sens să afli cauza principală a unor astfel de probleme, iar aceste lucruri este uneori imposibil de făcut fără sfaturi calificate. Nu te grăbești să apelezi la specialiști. Hobby-ul tău este automedicarea. Este necesar să-ți fie teamă de tendința de a te automedica, deoarece aceste lucruri poate agrava depresia. Nu poți apela la medicamente de orice fel, inclusiv alcool. Pentru a menține tonusul psihologic, sunt utile exerciții fizice și o varietate de alimente gustoase. O condiție indispensabilă pentru bunăstare este o prietenie îndelungată cu oameni înțelegători și toleranți. Soarta și norocul. Universul ți-a dăruit o natură energică, iubitoare de libertate și hotărâtă. Ai întotdeauna o părere inteligentă, impulsivă, nerăbdătoare, uneori nu ai răbdare să termini treaba. Uneori, roadele succeselor tale pot fi luate de alții, mai puțin talentați, dar mai răbdători. Trebuie să înveți răbdarea, hotărârea și apoi poți crea condiții minunate de viață pentru tine însăți, înconjurându-te de confort și bunăstare. În ceea ce privește banii, ești de obicei norocoasă. Sfaturi pentru tine. Nu ești imună de apatie. Fii atentă, îți epuizează rezervele de energie. Ar trebui să te gândești la importanța valorilor de viață alese. Stabilitatea financiară poate oferi încredere în viitor, dar numai legăturile calde, de familie, te pot face mai sufletistă. În unele situații, ar trebui să ai răbdare. Dacă ai ales o anumită cale sau ai stabilit o sarcină importantă pentru tine, nu te întoarce în ultimul moment. Ceea ce contează nu este atât rezultatul, ci rezistența ta. Ce cadouri ți se potrivesc? Natura ta este pasională, curioasă, păstrând copilăria naivă. Cu toate acestea, nu vei dori ca nimeni să-ți devină dușman. Ești extrem de periculoasă, săgețile ascuțite ale sarcasmului sunt direcționate de mâna fermă a rațiunii, distrugând voința și spiritul inamicului. Dacă cineva dorește să-ți facă un cadou bun, ar trebui să țină cont nu numai de regulile generale, ci și să asculte acest sfat. Ai grijă să nu calci pe coada săgetătorului. Tu ești prietenoasă până când simți pericolul sau minciuna. Și tu urăști mai ales minciunile și nu știi cum să le ierți. La un cadou greșit, vei simți cu ușurință o atitudine nesinceră față de tine însăți și îți va fi extrem de dificil să-ți schimbi impresia. Ce să ți se ofere pentru a-ți place cu adevărat cadoul? Un abonament la sala de sport, piscină, saună, echipament sportiv sau echipament pentru exerciții, smartphone, armament mic, chite de drumeții, termos, binoclu, busolă și lanternă, un abonament anual la presa scrisă preferată, albume de artă, discuri de vinil rare. Cu siguranță nu vei refuza o vizită turistică într-o țară exotică, o săritură cu bungee, o plimbare cu balonul sau o lecție de acrobatică cu aeronave mici. Vei accepta fericită cadouri farse, vei găsi un cadou sub strigătele de caldrece legate la ochi, un cadou cu umor, de exemplu, o praștie sportivă într-o cutie cu arbalete desenată pe capac, îți va determina aprobarea. Un mic lucru etnic sau 7 elefanți retro te vor încânta, mai ales dacă o sticlă de ceva bun este atașată la tamburinul șamanului. Numai puțin despre figurine sculptate, vei fi încântată de sticlărie, pahare, pahare de vin, pahare originale și căni de bere. Vei fi recunoscătoare din tot sufletul dacă ți se va oferi un serviciu de porțelan sau o pereche de căni de ceai din aur alb de colecție. albume și cărți despre artă și gătit plus felicitări. Dar ceea ce nu vei putea permite la ziua ta de naștere sunt discursuri lungi cu felicitări publice și ode în cinstea ta. Și mai departe nu-ți plac cadourile făcute manual, din păcate, tu vei aprecia orice flori, un buchet elegant de salon într-o cutie cadou sau un braț de flori și erburi de luncă proaspăt culese. O varietate de flori într-un buchet și o revoltă de culori sunt binevenite. Apreciez tehnologia ușor de strecurat într-o geantă sau buzunar. Notoriul Mr. Gadget din desenele animate este un model pentru săgetător. Nu-ți poți imagina viața fără dispozitive multifuncționale compacte, precum și tot felul de gadgeturi tehnice și noutăți. În bijuterii, precum și în îmbrăcăminte, iubești totul strălucitor și neobișnuit, brățări masive cu un model etnic, mărgele din turcoaz vesel precum cerul pe care îl vizezi, inele largi cu și fără pietre. Formula ta este simplă, bijuteriile nu trebuie doar să fie frumoase, ci și să te înfrumusețeze ușor. Chiar și cele mai elementare elemente, mobilier, veselă, așternuturi, pot fi relevante pentru tine. Tu dedici atât de puțin timp gospodării încât poți bea ceai din pahare de plastic ani de zile. Vei arăta o îngrijorare autentică când ți se oferă ceea ce ai cu adevărată nevoie. Parfumul pentru tine este o varietate de arome florale, de parcă ai plasa un oraș plin de viață direct într-o pajiște colorată. Veselă, porți soarele în inimă, așa că îți place să simți parfumurile florale discrete care amintesc de vară și de libertatea nemărginită. Poți fi recunoscută ca un cunoscător de bibelouri și suveniruri. Ai deja o mare de ele, dar cu cât mai mult, cu atât mai bine nu? Îți place în special exoticul, care îți transformă locuința într-o ramură a cabinetului curiozităților și a clubului călătorilor. Crustacei cretacice, amuletă voodoo, castaniete, tamburine de șaman, o vază din Veneția, una rece cu săgeți, totul își va găsi locul pe raftul tău ospitalier. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.